Bucureștiul găzduiește zilele acestea cea mai mare expoziție de tehnică militară din estul Europei. Tancuri blindate, avioane, drone sau sisteme împotriva atacurilor cibernetice, toate se regăsesc în cadrul acestei expoziții. Acest exercițiu al trupelor speciale a simulat o căutare a inamicilor. Focurile de armă au fost prezente pe tot parcursul demonstrației, iar participanții au putut vedea și cum este depistat și neutralizat un dispozitiv explozibil. Ministrul Apărării a făcut și un tur al expoziției de la Romaero. În contextul tensionat de la granițele țării, Vasile Dâncu a dat asigurări că urmează ca România să achiziționeze cât mai curând echipamente de război. Însă acest lucru depinde de furnizorul ales. Când cei care propun, îndeplinesc condițiile din contractele pe care și le asumă, atunci noi suntem pregătiți. Cu Skipper-ul există o înțelegere? Suntem în termenul ăla de 40-45 de zile, dacă nu mă înșel. Suntem în termen de negociere. Sperăm că o să avem repede. Anul acesta? Noi banii avem. Să vedem dacă se integrează furnizorul. Unul dintre contractele de anul acesta, semnate de Ministerul Apărării Naționale, implică producția unei carcase de tank în România. Vor fi achiziționate și drone noi. Drona este testată, e cu aterizare și decolare pe verticală, este dezvoltată la distanțe mai mari decât a cerut agenția. Și să-și întoarce. Să-și întoarce. Inclusiv pe partea de auto... autoghidare pentru întoarcere. Black Sea Defense and Aerospace este un eveniment care are loc o dată la 2 ani. Cea mai mare expoziție de tehnică militară din vestul Europei adună peste 390 de producători internaționali și va putea fi admirată la Romaero până în data de 20 mai, adică vineri.